Bună dimineața, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, declarația politică, 6 luni de guvernare în beneficiu cetățenilor și firmelor deopotrivă. PSD a intrat la guvernare într-un moment greu pentru România. Cu toate că ar fi putut sta în opoziție și să critique, PSD a ales să intre la guvernare și să facă ceva concret pentru români. Misiunea nu a fost deloc ușoară, fiind necesare planuri concrete pentru traversarea crizelor suprapuse, sprijinirea categoriilor vulnerabile de populație, reconsolidarea sistemului economic și medical și refacerea încrederii populației în instituții. În primele 6 luni de guvernare, PSD a inițiat un pachet social concret care a constat în creșterea alocațiilor, a pensiilor, acordarea de ajutoare pentru categoriile vulnerabile de cetățeni și plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică. Prin programul Sprijin pentru România, peste 12 milioane de români au beneficiat de aceste măsuri și sute de mii de companii de schemele de sprijin pentru dezvoltare. În plan economic au fost aprobate mai multe programe de sprijin financiar pentru companii în valoare de 4 miliarde de euro. Măsurile au vizat și siguranța alimentară, fiind acordat fermierilor un sprijin de 500 de milioane de euro pentru cultivarea produselor agricole în România, dar și o primă de 10% pentru procesarea materiei prime în țară. Mai mult, salariul minim în agricultură și industria alimentară a fost crescut la 3.000 de lei, a fost scutit de impozit, iar contribuțiile sociale pentru acest sector au fost reduse. De asemenea, au fost deblocate marile proiecte de investiții, atât în ceea ce privește infrastructura rutieră, cât și cea feroviară. Una dintre cele mai importante măsuri din ultimele 6 luni a fost deblocarea exploatării gazelor din Marea Neagră prin adoptarea legii offshore. Un pas important pentru asigurarea independenței energetice a României. Odată cu preluarea Ministerului Sănătății de către un ministru PSD, pandemia a fost în sfârșit de gestionată eficient. În plus, miniștrii PSD au reușit adoptarea în timp util a jaloanelor din PNRR. Prioritatea PSD pentru perioada următoare rămâne aceea de a sprijini categoriile cele mai vulnerabile. De la 1 iulie, 3,2 milioane de pensionari cu pensia mai mică de 2.000 de lei pe lună vor primi un sprijin unic de 700 de lei, iar 1,2 milioane de salariați din sistemul public vor beneficia de creșterea cu un sfert a diferenței de salariu prevăzute de legea salarizării unice. Măsurile luate nu anulează total efectul scumpirilor, dar reprezintă un prim pas pentru restabilizarea situației. Urmează să fie aplicate măsuri precum diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, suspendarea angajărilor la stat, creșterea colectării veniturilor cu 10 miliarde de lei și accelerarea absorpției fondurilor europene. De asemenea, se au în vedere proiecte legislative precum legea antispeculă, legea transparenței adaosului comercial, legea marjei limitate de adaos comercial pentru produsele subvenționate sau susținute de stat. PSD și-a asumat o guvernare dificilă, o perioadă în care am făcut tot ceea ce am putut pentru ca românii să treacă mai ușor peste aceste condiții dificile. Prioritatea PSD rămâne combaterea și chiar oprirea scumpirilor, reducerea sub control a inflației și asigurarea unui echilibru funcțional în relațiile economice. Romeo Daniel Lungu, deputat Buzău.